De când a fost încarcerat la penitenciarul Rahova, Liviu Dragnea a primit astăzi primele vizite din partea apropiaților. Fiul său, Valentin, a mers după amiază la închisoare și a fost însoțit de logodnica lui Liviu Dragnea, Irina. Conform procedurilor din penitenciare, fiecare deținut trebuie să întocmească înainte o listă cu rudele, avocații și notarii pe care îi așteaptă în vizită. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.